Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Atelierul Tău.ro. Astăzi o să vă prezint un motoburghiu de pământ cu motor termic de la Hyundai, modelul HYEA5080, un motoburghiu pe care să-l folosiți atunci când aveți nevoie să faceți gropi în pământ, fie pentru montarea stâlpilor, de exemplu pentru garduri, pentru diferite șpaliere, pentru plante și așa mai departe. Puteți bineînțeles să-l folosiți și pentru plantarea arbuștilor sau a puieților de pomi, dacă folosiți, de exemplu, acest burghiu, diametrul cel mai mare. O să vă prezint cam ce veți găsi în pachetul de livrare, după care mergem să-i facem și câteva teste în sarcină. Așa cum puteți observa, înăuntru veți găsi și un bidon pentru prepararea carburantului. Acest motoburghiu are un motor în doi timp, ca atare va trebui să preparăm carburant. Veți mai găsi o borsetă, iar înăuntru veți avea toate cheile necesare pentru montarea acestor burghie și, bineînțeles, pentru întreținerea acestui utilaj și, bineînțeles, veți găsi și un manual tehnic. Iar aici, în partea stângă, am trei burghie. Acesta este de 200 de mm, cel mai mare pe care îl veți găsi în acest set. Aceste burghie au un vârf pregăuritor ca să intre mult mai ușor în pământ. De asemenea, sunt dotate cu aceste lame pentru a tăia pământul cât mai ușor, chiar și acolo unde aveți un tip de pământ un pic mai dur. Următorul burghiu este de 150 de mm, la fel vârful este tot ca la burghiul de 200 de mm și cel mai mic pe care îl veți găsi în acest pachet este de 100 de mm. Iar acesta este corpul motor, așa cum puteți observa, are două mânere pentru a-l ține în manieră fermă, unul pe stânga, unul pe dreapta. În partea dreapta aveți și comenzile, butonul on-off pentru pornirea motorului și aici aveți și maneta de accelerație. Este dotat cu un sistem antivibrații ca să vă ajungă cât mai puține vibrații în mână. Rezervorul pentru carburant este unul de 0,8 litri, deci 800 de mililitri încape în acest rezervor. Aici deasupra avem demarorul, în partea din stânga carburatorul cu șocul pe care îl veți găsi aici deasupra, foarte ușor de acționat. Motorul este unul în doi timpi cu capacitate cilindrică de 50,8 cm cub și dezvoltă până la 2,1 cai putere. Ce ar mai fi de menționat cu privire la acest motor este că este dotat cu Easy Start tehnologia, adică ar trebui să pornească mai ușor decât modelele fără acest sistem, dar acest lucru o să-l vedem imediat. Mergem să testăm acest aparat, să vedem cum se descurcă în pământ. Voi folosi burghiul cel mai mare, cel de 200 de mm și vom încerca să dăm câteva găuri pentru a vedea cum se comportă acest utilaj. Dacă doriți să aflați mai multe informații despre acest motoburghiu, am lăsat un link în descriere pe care vă invit să îl accesați. În acest fel veți ajunge în pagina acestui produs, acolo unde puteți afla mai multe informații, puteți vedea, bineînțeles, și cât este prețul și dacă vă place și vă interesează, puteți să îl și comandați. De asemenea, dacă doriți să vedeți și ce alte oferte avem pentru utilaje pentru întreținerea grădinii în această perioadă pe magazinul nostru online, vă așteptăm oricând pe www.atelierultău.ro.